Hai, noroc. Noroc. Fișele. Ce rămâne în urma omului după ce se termină viața? Nu știu, bă, de unde să știu ce rămâne. Da. Ar trebui că, cum să le spun, ar fi păcat ca Dumnezeu să ne arunce în viață, noi să ardem ca o țigară și să nu rămână în urma noastră decât fum. Ar fi mare păcat. Păi, bă, nu. Păi dacă viața e ca o țigară și arde, nu rămâne decât fum. Mai rămâne și chiștocul. Că omul așa, când îmbătrânește, omul se cocoșează, se chircește exact ca un chișto de țigară. Pe aia viața îl stinge, îl aruncă la scrumieră. Băi, ce frumos! Ce frumos și ce, bă, care duce la altă întrebare, ideea ta. Omul, dacă ar fi țigară, ar fi cu filtru sau fără? Bă, păi dacă te naști în familie de bogați și cu filtru și dacă te naști ca noi, ești cam fără. Da, 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 da. Și dacă Dumnezeu ne blestem cu mai multe vieți, cum ni le dă? Ni le dă una după alta la foc automat, ni le dă ca mărgelele pe șirac, una mai mică, una mai mare, ni le dă ca la plover, două pe față, două pe două. Cum ni le dă? Sau dacă ne dă decât una, ce rămâne după ce se termină? Bă, mai nebunit de cap, la dor de cap cu întrebările astea. Nu putem să bem și noi țuica asta liniștiți? Îmi pui întrebări de dimineață de astea de rebus care mai mult mă încurcă decât să mă lumineze. Nu te enervezi decât de la niște întrebări, bă, dacă să dea cu masă în cap, cum mai făcea? Bă, mai bine dădeau masă în cap sau două palme decât să mă încurci cu întrebările astea. Merge și noi să vedem ce lucrare a omul ăla. Întrebătoare undeva de lucrarea lui omul ăla. Dai om alt proiect. Ce proiect ai, mă? Un proiect care nici nu zică și așa te voi tai că te doare cap. Ce ai, mă, cu mine, ce ai? Păi răspunde la întrebare dacă ești. Păi la ce întrebare să răspund, mă? La asta, cu ce rămâne după om? Da. Copii, mă. Omul după ce moare, în urma lui rămâne copii. Și nepoți care are. Copii. Și dacă eu n-am copii? Eu zic, dar nu te speri pe mine. Păi în urma ta rămâne numai datorii, Celentanu. Rămâne datorii, datorii, lucrări neterminate și sticle goale, mă. Băi, hai că mă enervez. Băi, tu nu mai enervezi pe mine. Mergem odată la omul ăla să vedem ce lucrare să facem și noi în bani sau... Băi, banii nu contează! Că nu i-ai, de-aia nu contează. Dacă i-ai, contează. Băi, lasă-mă că mă enervez. Tu înțelegi că eu am un proiect personal? Ce proiect, bă, personal ai? Zi-mi și mie. Înscriu memoriile. Băi, ești prost. Băi, ești nebun. Vreau, Firicele, să las în urma mea câteva picături de înțelepciune în oceanul acesta vast al omenirii. Ce picături să lași, mă, că în urma ta nu rămâne nimic? Rămân sticlele de zici că sunt stoarse, o picătură nu rămâne. O picături de țuică, vorbeam picături de înțelepciune, Firicele, care e păcat dacă Dumnezeu mi-a dat să nu dau și mai departe din stropitoarea mea pe omenire. Al dracu să fiu dacă am înțeles ceva. Bă, nimeni nu înțeleg. Dar hai să ne întoarcem așa puțin la ce ziceai tu. Deci tu vrei să scrii memoriile ale tale. Corect. Memoriile ale tale, cum ar veni? Ale mele, eu, mie, mele. Și le scrii tu sau ți le dictează cineva? Mele, dragi, acum. Normal că le scriu eu. Și de să mi le dicteze, mă. Cine știe mai bine decât eu? Adică ce vrei să mi le dictezi tu? Nu te supăra, dar tu, după ce ai capul mic, mai ai și gol. Dacă e să scriu ce dictezi tu de acolo, bastonașe și liniuță, cine e interesat? Stai dracu din gură. Păi dacă așa e! Stai-mă din gură. Haide-mă, lasă-mă în pace. Dacă cum să scriu, eu știu cel mai bine viața mea. Că chiar așa o să se cheamă, Viața și opera lui Celentanu. Cine cred că știe mai bine? Și o să scriu tot, de la grădiniță până la era noastră. Tot! Ce-ai mâncat aseară? Ce-am mâncat aseară? Am mâncat! Bă, lasă-mă mă întreba după mine, tu răspunde la ce te întreb. Ce-ai mâncat aseară? Ce-am mâncat aseară? Ce-am mâncat aseară? Am mâncat ce-am mâncat aseară? Nu mă știu. Am mâncat. Azi dimineață? Azi dimineață eu nu servesc mic dejun, căci decât bicarbonat cam arsuri. La prânz ieri ce-ai mâncat? Tot bicarbonat. Nu! Salată bef. Bef. Nu! Sarmale! Nu! Grisine.
Grisine! Grisine? Ai mâncat pe dracu să te ai grisine, n-ai mâncat nicio grisine. Ai mâncat chiftele făcute de nevastă, mi-ai mâncat la mine și după amiază pe seara ai mâncat niște șorici de la Caciu, ca tăiate la un porc și ne-am nimbrit și noi pe acolo. Așa, și nu mai știu, care e problema? Păi asta vreau să zic, că nu mai știi, nu mai ții minte, nu? Cum trec cu scritul memorie de la grădiniță până azi, când tu nu mai știi ce ai făcut ieri, mă nebunule? Bă, da, știi ceva, ia, nu m-am mai încurcat! Nu o să reușesc să mă dai înapoi. Și până la urmă, eu nu scriu, bă, despre mâncare, că nu fac carte de bucată. Eu scriu memorii de memorie, care le împărțite în două capitole. Lucrări și femei, care, scuză-mă, la astea două, chiar am memorie de elefant. Hai, pe dracu să te... Haide că știu tot, tăi și în gură. Pe bă, dă-i. Hai, noroc, Nicule. Hai, noroc. Hai, Nicule, hai, dai-mă și tot țuică, mă. Ce faceți, mă? V-ați părnit pe țuică de la ora asta? 10 dimineață. Păi nu și mă, vorba aia. Cine se scoală de dimineață, cade singur în ea. sau cum era? Memorie de elefant. Nicule, ai șansa pentru ca să apari în cartea mea. Ce carte, mă? Cum, nu știi? Bă, cine ta nu scrie memoriile, mă? Bravo, bă! Dar felicitări! Cum? Și, Nicule, vreau să fac despre tine acolo, nu chiar un capitol, dar pe pagina două tot îi zedic. Tu de cât trebuie să răspunzi la o întrebare vis-a-vis de lucrările executate de mine de-a lungul timpului la tine acasă, ce notă mi-ai da? Pe o scară de la 1 la 10. Oh, atenție! Oh. Nu se acceptă decât note gen Nadia Comăneci. Nu știu dacă e bine așa, că dacă răspund la întrebările astea, s-ar putea să nu mai scrii carte. De ce? Păi cum trec mă să scrii dacă ai o mână ruptă? Adică cum ții pixul dacă mâna e ruptă? De ce să am mâna ruptă? Că nu înțeleg. Nu înțelegi? Păi dacă mă gândesc așa la toate bulelile pe care mi le-ai dat de când ne cunoaștem noi, cred că exact asta se va întâmpla. 100 în 1000. Păi să ce restul trăuți pe ăsta ce zice? Eu aud. Păi și lasă să vorbească așa cu mine. Băi, ce mă bași pe mine memoriile tale, mă? Tu n-ai zis că am capul mic și acolo n-are loc nimic? Da, băi, gay, ce? Ce buleu zici tu, mă, că ți-am dat? Zi, băi, ia, dă, bă, ia. Nu știu, acum 2 ani? Când te-am chemat să-mi pui pervazele, să mi le schimbi? Pervazele? Da, pervaze. Aveam infiltrații, mi-intra mie apă pe la colțurile geamului pe acolo. Da, intra apa așa. Da. Și te-am chemat să pui pervazele. Da, pervazele. Așa. Da. Și? Tu ce ai făcut? Am pus pervazele. Nu? Greșit? Ai venit, ți-ai desfăcut sculele și? Și am pus pervazele. Nu, n-ai pus. Ai băut o cafea. Nu, normal. Păi normal. Meșterul, mai ales de calibrul meu, când vine la lucrare, bam, cere cafea, băiatule, ca să pună rotițele în mișcare, că asta e condiție sine qua non, dacă știi cuvânt. Nu, fiicele, nu, așa e. Chiar și așa. Așa, și? Și? După ce ai mai băut o cafea, așa, ai mai băut a treia cafea și după aia? Am pus pervazele. Ai rămas fără țigări, Celentano. Și mi-ai strâns culele și ai spus că tu în condițiile astea nu poți să lucrezi, genul lui. Și ai zis că pleci. Și te-ai dus să-i cumperi țigări, nu? Bă, acum îmi vine să râd și mie, înțelegi, dar atunci îmi venea să-l bag în pământ. Normal, mă duc, că i-am dat țigări de la mine, a spus că nu poate, că îi dă tuse, mă. Și m-au zis iau țigări. Așa. Oricum, mi-a zis că până mă întorc e gata lucrarea. Și a fost? Păi normal că a fost, am pus pervazele de la dracu, normal că a fost. Pă dracu să mă ia, că m-am întors acasă, erau toate geaburile de la toată casa date jos. Cu tot cu tâmplărie, mă. Nu se poate. Păi cum dracu, că ai spus că nu erau bune, că erau stricate și că trebuiau înlocuite, că acum se poartă termopane, pune termopane, băi. Da, a fost când era moda cu termopane. Da. Și tu ai zis că nu pui termopane, că n-ai bani. Asta e, mă. Păi n-aveam bani, mă. Dacă păi și bani... tot de ce te apuci, Nicule, de lucrări de renovare dacă n-ai bani. Pentru că am meșter, mă, care a venit și a spus, păi stai, mă, că te rezolv eu, că fac eu lucrare frumoasă. Îți fac eu geamurile mai mici așa din zidărie, cam la 20 de centimetri, așa. Atâta. Da. Ce drept de geamul ăsta, stai, mă, la 20 pe 20? Nu știu, mă, geam de WC-ul.
Că ăsta când venea la mine acasă spunea, bă, nu știu, eu când vin aici mă simt ca într-un veceu, așa, când vine să mă ușurez, să trag apa. Băi, nu mai râde, mă, lasă-mă, mă, și tu îmi faci, te-ai apucat să... Nu te, bă, da. Gata. Vrei să-ți mai zic că mai am? Nu mai zici, bă, nu mai, lasă-mă pace, că oricum poți să zici orice, că nu mai ai loc în cartea mea. Adio, hai noroc, bandele. Ia vino, mă, băiatule, buzin în coaie. Ce e, mă? Băi, fiate, te rog, răspunde la o întrebare. Vis-a-vis de lucrările efectuate de mine, în gospodăria ta, la amenajări interioare sau exterioare, pe Oscar, de la 1 la 10, spune-le, bă, și la prăjii ăștia, ce notă îmi dai? Bă, vă știți ce mi-a făcut nenorocitul ăsta cu 2 săptămâni? Ce ți-a făcut, mă? Dacă nu era acum leșinat, îl mai leșinam odată. Hai, în bătaie. Deci fii atent că l-am chemat să vină să facă o groapă de WC-ul la mine în spate acolo. Așa, și n-a mai venit, este? Nu, al dracu, cât a venit. A venit când a zis că mai bine nu venea. Îi zic ce lenta notată. Groapa să fie de 1 metru pe 1 metru și adâncă de 2. Da? Zice, da, pandele, facem treabă, nu-i problemă, dar n-ai și tu o cazma? Zic, bă, tâmpitule, tu ai venit să sapi o groapă fără cazma? La care el știi ce zice? Că nu-i problemă, mă, că o fac și cu canciocul, dacă durează mai mult. Cum să faci, mă, groapă cu canciocul? Uite cum auzi! Da, mă, cine te nu poți? Se poate! Eu pot să fac groapă cu canciocul! Bă, la valoarea și la pregătirea mea socioprofesională fac o groapă de 1 pe 1 adâncă de 2 cu unghiera! Ce vorbești, te-ai trezit, prințesă? Dai cu minte, pandelui, că ne supărăm. Zi, mă, mersi. Mersi. Așa, mă, și a făcut-o sau n-a făcut-o? Da, mă, cât zic, i-am dat întâi cazmaua mea, da? I-am dat cazmaua mea. Da, era cazma, vai, ca putere o giorsă. Ce vorbești, mă, era o cazma bună, mă? Era pe dracu, era stricată. Adică ruptă, nu? Nu, mă, stricată. Nu era nicio stricată, bă, era o cazma cu coadă normală. Ba, nu era normal, era prea lungă. Bă, nu-i adevărat, mă, era o cazma cu coadă. Ești tu pitic, bă, dar aia ți se părea ție că e lungă. Bă, tu vrei să mă ridic la tine, pe ce faci, pitic? Eu zic să nu. Ridică-te, mă. Băi, ți-a mai făcut și groapa. Unde? Băi, Celentano, nu mai zic că ai făcut-o, bă, că chiar că te-au la bătaie. Bă, nene, până la urmă a făcut-o sau n-a făcut-o? A făcut-o. Băi, deci stai așa că nu e așa. Deci eu în ziua aia trebuie să plec cu tata la niște alanize la Slobozia, da? M-am întors seara la 8. E, ce credeți voi că era seara la 8? Groapa făcută. Băi, fericele, chiar nu poți să-i mai dau una, mă? Și ce rezolvă? Mă, mai răcoresc și eu. Ia du-te, bea o bere, te răcurești așa și dă-ne și nouă câte una. Bă, deci nenorocitul mi-a făcut groapa de WC-ul pe prispă, bă. Aia zic. Păi da! Mai să explic o dată, de ce, că poate n-ai înțeles. Ia fiți atent. Deci, băi, oameni. Deci ca să fac groapă. Ok, a plecat ăsta cu tasul. Când să mă apuc să fac groapa, așa vă să plouă. M-a luat așa o milă de pandele, că m-am gândit, zic, mai și tatăl bolnav. Bă, când o fi ei să iasă din casă, să se ducă până la WC-ul și ia apucă ploaia, bă, nu-i face ciuciulet? Așa. Mai vine, dai și iarna și mai dă cu zăpadă, viscol, îl îngheați. Doamne ferește, se întâmplă ceva cu tactul și a zis, bă, hai să fac WC-ul mai aproape. Am vrut să-l fac în casă, dar n-avea încheie. Recunosc, aici și Dumnezeu mi-a dat gândul bun. Am făcut-o pe prispă. Ce? Recunoaște, ce? Nu e bine? Foarte bine. Băi, fricele, lasă-l, mă, să-i mai dau una, mă. Ia vezi că ne supărăm. Dar de ce să-mi dea, mă, una? Mai bine să-mi dea 50 de lei, să-mi dea banii pe lucrare. Stai, mă, așa, mă, vrei banii? Vrei să-ți dau banii? Da. Hai cu mine până în magazin să ți-i dau. Hai, mă, vii. N-ai schimbat? Da. Eu zic să nu te duci. Du-te, mă. Nu, eu zic să nu. Du-te, mă. Nu. Na na. Te prinde o dată. Na. Te prind. Nu, e clar că cele capitolul cu lucrările e pus pe stand-by. Mă ocup altă dată. Trec la ce mă plângem mai bine. Femeie. Începem cartea cu capitolul 2. Femeile. Femeile. Bă, Nicule,
Hai, bă, chiar nu dai jo nimica de băut. Ia, uite, dacă vrei te servesc cu niște gaz de la rezervor. Vorbesc serios. Da, tu? Bă, vezi că ăsta nu e prima dată când bea gaz. Deci, nu. Oh, păpușă dulce, că mi-ai sărit în ochi. Ai o secundă pentru mine? Nu mai dăm nimic pe datorie. Foarte bine, teaba voastră, să nu vă mirați că dă faliment în voi. Eu altceva vreau ca să discut cu tine. Ia zi-mi. La un moment dat, destinele noastre nu cumva s-a împletit? Adică noi doi nu ne-am eu pe jos și tu deasupra? O că parcă așa mi-aduc aminte ceva. Ce, mă? Măi, tu n-ai fost fiertă după mine, moș, acum câțiva ani, și am făcut amândoi o săptămână nebună. Cine, mă, noi doi? Afirmativ. Mă, s-a băut ceva? Ai problema că nu. Deci? Auși, Lentano, fii atent aici la mine. Dacă vreodată ar da unii cu o bombă nucleară, dar de aia mare, de să nu mai rămână niciun om pe pământ, și ar rămâne noi doi pe o insulă pustie, știi ce s-ar întâmpla? Ia, am o bănuială, de ce să te mint? O să lăsă bănuială, că zic eu sigur. Ia ascultați, mă, ce zice doamna aici, ia spune, ce, ai rămâne fără clienți, este? Asta clienții, cui mai pasă de clienți dacă se dă cu nucleara? Noi doi, așa, ca bărbat și femeie, noi doi singuri pe o insulă, zi ce s-ar întâmpla? Îți spun eu, mă, nimic. Bravo ție, mă, bravo. Stai, mă, și când zici nimic, exact la ce te gândești? Nimic, adică nimic ca nimic. Și nimicul ăsta ar duce la ceva foarte important, mă. La ce? Mă, dispar oamenii ca specie. Și mie îmi plac oamenii, eu nu vreau să dispară. Dar dacă ar fi să depindă de mine să îmi fac de cap cu tine ca să duc specia mai departe, nu mersi, eu un preț prea mare de plătit. Bă, da, bă, deci tu vrei să zici că între noi n-a fost niciodată nimic? Nimic niciodată. Putem, mă, să zici direct, bă, ai luat pe ocolite că specia, că nucleară, că nu știu ce. Da, dai vrea. Zi. Hai, mă, că mi-am bătut gura degeaba cu tine. Știi care e norocul tău? E simpatic, mă. Mulțumesc! Să știi că la figura asta tu ai pierdut, că... Ia zi, mă, simbrule, acum, ți-ai scris tu memoria ta, mă, la capitolul femei. Zi, mă, tu care n-ai avut decât două femei toată viața ta. Zi, mă, mistria și cancioaca, atât. Sau stânga și dreapta. Bă, haide, gata, lăsați-mă cu glumele astea de șachetă, stânga, dreapta și pe dracu să mai... Dumuduie, asta e pe loc! Nu te opri, du-te că te întreabă dacă ai avut vreo relație cu el. Eu cu Celentano? Da. Am avut. Ai avut tu cu Celentano o aventură? Da. Bine, tu ai fost gagica mea? Da, ce nu mai ții minte? Dă mai aproape. Ia zile și la băieții și mai exact ce și cum a fost ca să bage și ei la cap. Ia, mă, fiți atenți! Aventura mea cu el a durat vreo 4 ani, așa. Ce, mă? Nu se poate. Ba da, 4 ani, ce, nu mai ții minte? Nimic. Bă, nimic, nu mai să fac. Nu este vina ta, nu, să nu crezi că... 4 ani? Da, 4 ani. Acum, ce să zic? Și eu am avut un interes. Ce? A avut interes la mine? Da. Ai profitat de mine? Da. De câte ori ai profitat de mine? De câte ori am putut? Vrei să spui de câte ori a putut el? Celentano? Nu, că la el nu era problemă. Și, mă? Auziți? S-a băgat la cap, proșii, s-a băgat la cap, că la mine n-a fost niciodată problema. Eu de câte ori... Zile să le facem în ciudă. Exact. De câte ori ai profitat de mine? De 2-3 ori... Pe an? Cum pe an? Păi pe an, când... Stai. Pe săptămână? Cum pe săptămână? Pe zi? Păi ești prost? Păi ești nebun? De 2-3 ori? Bă, ăsta? Stai, mă, din gură! De 2-3 ori pe zi? Băi, dacă îmi povestește... Bă, chiar, parcă... Eu simt că e vorba de mine. Nu, n-are cum. Da. Câteodată era și de 4 ori. De
Bă, s-au auzit? S-au auzit de 4 ori. Mai puțin duminica. Păi duminica de ce, mă? Ce? Păi fericele, scuză-mă, nu știu exact, dar noi la mintea cocoșului, după minunea aia, 4 ori pe zi. Du-te, bă, băi, și Dumnezeu s-a odihnit în a 7-a zi. Mă odinesc eu. Duminica, sigur, mă duceam la biserică să pup icoanele, să rugăciuni. Nu era asta. Duminica era închis la școală. Ia, stai, mă, stai puțin, cum așa la școală, la unde copiii învață pe băncuțele alea Scrijeleschi când ne întreabă profesor acolo. Voi vă destrăbălați la școală, mă? Cum adică ne destrăbălăm, mă, Nicule? Păi așa ai spus, mă, că profitai de el, adică la școală, nu? Mă, din clasa 1 până în clasa 4 m-am dat gagica lui. Stăteam cu el în bancă ca să copiez după el. Bă, deci nu am fost colegi de clasă? Da, de bancă, ce nu mai știi? Ba, da, gata, mă. Deci acum este totul limpede. Am fost colegi de bancă. Mirela! Roxana! Ne, mai bine. Da, și îmi făcea toate bastonașele și toate... Toate le făcea, da, și repede, nu? Prost ai fost de milă capitolul femeie, mă. Mă, care a rămas cu scris frumos. Da, asta zic, materie de sex, nu nimic între voi, la școală, la... Nu, văd nimic, mă, clasa a 4-a. Du-te, bă, de aici. Auzi, cracaimete, bărbatul, tu nu cea care ceva treabă cu mine? Ba da, da, acum s-a apucat singur. Ce-a făcut, mă? S-a apucat singur. Păi, Jel, ți-ai să nu te combin cu tot felul de proști. Ia zi-mi, deci tu, de scrii, nu știi să scrii. Dar te citit? Știu, dacă e cu literă mare. Perfect, da. E minunat că și așa s-a și întâmplat. Am pentru tine cadou aventurile noastre... Un capitol din cartea mea care o scriu acum. Da, este... Condiția este decât să citești numai după ce mor eu, da? Numai devreme. Bine, mă, cum zici tu. Bine. Hai că am plecat, că am și o treabă. Hai, la revedere. Să știi că te-am iubit foarte mult. La revedere. La revedere. Cum ziceam, mă, cum cheamă? Sorina? Sorina. Ce faci, mă, nenorocitule? Sărula. Stai la băutură, a? Ai, bre, care băutură? De unde avem noi bani de băutură? Poate dacă dai matele, țuic. Să vă dau eu vouă de băut? Ca ce chestie? Normal că are legătură, mă, de ce crezi că e aici? La pușcărie, bă! Ia gata, bă, cu ăsta, mă, ce ești în buclă? Ce o ții așa langa? Zi mai repede ce vrei! Ți-ai bătut joc de mine și de cracai, bă, dar ce suntem noi, mă, proștii tăi, bă? Cu ce, mă? Zi, mă, care-i treaba? Cu ceva? Ia zi tu care-i treaba, a? Ce treabă, mă? Că n-am vrut să te toarne ardiile, s-a zis că să le spui tu. Cu ce să mă toarne, mă? Cu ce, mă, Vasile, mă faci proastă? Cu chiriile, cu alea, împărligăturile alea, cu bucureștenii? Ce v-am zis? Ai avut dreptate, mă, trebuia să mă încurc cu ardiile, dar ce puteam să fac? Am arăt și eu răul cel mai mic. Dar tot rău e. Hai, mă, lasă-mă, gargara, zic care-i treaba cu manevra asta, că nu mai suntem proștii tăi. Păi? Mai aveți treaba azi, mă? Nu vreți să facem o plimbare să vă lămuresc? Plimbare? Mhm. Uh-huh. Hai, Vasile, că e frumos afară. Hai! Să vă dau eu vouă de băut ca ce chestie? Ca chestie, pentru că poți să profiți de promoție. Atenție! La fiecare bere care o dai, primești cu titlul gratuit un compliment. Și după unul așa, mai urmează unul bonus. Adică atent, fii atentă că te atac direct. Ești frumoasă. Ca o prințesă. Ce, al doilea? Ești frumoasă ca o regină. Ce mai vrei mai mult de atât, arde-ne cu berea. Așteptați voi să vă ard cu berea până la Sfântul așteaptă, că nu vedeți nimic de la mine. Fericele, rea și a dracu a fost de când o știu. N-am ce să-i fac. Bă, tu când erai în sura, cum te înțelegeai, mă, cu nevastă ta? Bine, bine, foarte bine, foarte... Bă, Nicule, bă, ți-a ieșit un porumbel pe gură. Bravo, mă! Bă, să știi că ai dreptate, mă. Nu merită, mă, toate prostele astea să apară în cartea mea, decât nevastă mea, atât. Dar cât ați fost voi însurați? Sincer, prea mult. A, mă, zi, mă, care era secretul de vă înțelegeați așa bine voi? Secretul între mine și soția mea era asta. Secretul era mai mult al ei, mă, că ea nu zicea nu la nimeni, ăla era secretul. Mamă, termină. Bă, mă enervezi. Bă, ce, mă, nu era așa? Bă, nu era așa, pentru că ea zicea nu la cineva. Cui, mă? Mie. Ăsta era secretul. Da. Ea zicea... Bă, Nicule, eu toată viața am fost învățat să fiu aici. Crai.
Bă, mie toate proastele mi-a căzut la picioare. Bă, toate vrea să fie sclavele mele. Ce să-ți fac Celentano, ce să-ți dreg Celentano? Bă, eram sătul. Până când a apărut ea, care l-a luat pe nu-n braț. Bă, bă, Nicule, asta când mă vedea, îi se făcea așa ochii bulbucați în cap. Îi se făcea venile la tâmple de dragi ca lui Măsa. Ai văzut-o cum a făcut că m-a văzut? Da? Aș, bă, zici că sclotea flăcăr pe nas să mă omoare ca ghionoaia. Bă, și cu cât era ea mai la dracu, cu atât îmi plăcea mai tare de ea. Că așa sunt eu, bă. Cum mi se pune una contră, cu atât îmi vine să mă jmolez mai tare. Ai, ai. Mă, nenorocitule, mă, tu nu ești sănătos la cap? Tu cu mine vorbești? Păi ce, mă, mai e vreun nenorocit pe aici și nu-l văd eu? Mă, tu-ți scrii memoriile? Afirmativ. Da? Afirmativ? Păi și de ce mă bași tu pe mine în memoriile tale, mă? Ce treabă am eu cu memoriile tale, a? Cine ți-a zis? Nevasta lui Cracaimete, că m-am întâlnit acum cu ea și mi-a zis că ești aici. Zi, mă, zi, de ce scrii tu prostii în cartea aia că mi-a arătat un capitol, planul de la un capitol? Măi, Nicule, mă, tu știi ce vrea să scrie ăsta în cartea asta lui? Nu, mă, nu știu. Deci, ce vrea să scrie, mă, că mă... Exact asta, că și eu nu mai pot de dragi. Deci fii atent că zice că noi doi avem noi așa o aventură. Auzi? Bă, de ce scrii, mă, asta, mă, în cărțile astea? Ce... Băi! Zi! Pentru că n-ai vrut să mă cinstești! Ce te... Băi, adică dacă eu nu te-am cinstit pe tine, tu trebuie să scrii tâmpenii în cartea aia ta, mă? Nu sunt tâmpenii, Nicule, e adevărul. Bă, vezi că în viață mor cu adevărul în mână. Lasă-mă, mă, în pace. Mă, tu vrei să strici familia? Mi-a zis nevasta lui Cracaimete că vrei să scrii nu știu ce carte, că-mi trage mie Firicel clopotele. Cine, mă, eu? Uite, bă, Firicele, cu îi luai tu apărarea, n-ați convine? Văd că ce că e meșter prost, mai e și mincinos. Îți dai seama că eu n-am cum să cred așa ceva, nu? Bă, care să mine? Băi, băi, dacă tu scrii o carte despre tine, de ce scrii, mă, despre alții? De prost ce e, de-aia. Tu ești prost mai mare ca mine, Pandele. Am un Firicele, lasă-mă să-i dau două, mă. Stai, mă, la rând, că eu sunt prima și eu a doua. Iar dacă e de bătut Celentano, mă bag și eu pe orice loc. Oh, păi ce sens mai are să mă obosesc, mă? Celentano, tată, nu te văd bine. Mă duc să bag o țuică, că văd că începe meci. Ha. Bă, ce trecuiești așa prost, mă, nebună? Bă, tu vrei să mi-l pui pe Brânzoi în cap, bă? Firicele, lasă-mă să-l bat, te rog eu. Te las, bă, dă-i, dar fii atent de aici. Mâine dimineață pe la 10 vin pe la tine. Bine, te aștept dacă pleacă ăsta la muncă. Bă, și ziceți că nu-i adevărat? Mamă! Vezi că Brânzoi e plecat la Slobozia. E plecat Brânzoi la Slobozia și umbli haihui pe stradă. Du-te acasă și așteaptă, mă. Păi sunteți de nelogist, rău de tot! Deci tot ce vreau ca să scriu este adevărat, adevărat! Nu mă trec cu adevărul tău. Adevărul e în capul tău, în cărțile din capul tău acolo. Dar în viața, dracu să fiu dacă mă întâlnesc eu cu el pe undeva. Fetele, liberă bătaie! Aaa, de-te, de-te! Ia-te! Păi și eu? Și mă tale ce? Facem așa. Tu vii mâine, tu poi mâine. Unde? La mine! Dar să mutați un frigider, dar fiți atenți să veniți odihniți, că trebuie mutat bine, da? Dar eu ciorbă și vin? Hai că da. Vin. Bine. Vin. Ce? Păi am de ales? Cam prea, nu prea. Deci tu mâine, tu poi mâine, da? Așa. Mâine. Păi ce-a făcut ăsta, mă? A plecat? L-am mutat mici un diplomat să are, mă. Ce e aici, măi, băiețel? Țuică? Ia-l venea. Oh, ce faci, bre? Ah, slabă. A mea e mai tare. Nu vrei să vezi cum e? Și mă ajut să mut și un frigider. Acum? Am și o varză călită cu afumătură. Cum îți place ție, așa? Mă, o minune. Bine, hai că vin. Dar îmi dai două. Și tu mie. Eu mâine? Eu mâine, mă. A, tu mâine. Bă, îți rup picioarele dacă vii mâine. Eu nu vin, poi mâine. Mâine eu, mă. Da? De-o zic? Așa am plecat. Du-te-te. Vreau să fie pus de zicit. Alo, ce faci? Gata, Miciu? Nu, ascultă-mă. Lasă repriza a doua pentru mâine. Du-te acasă și așteaptă-mă că vin să vorbim. Lasă-l pe Pandele, care treabă. Mult un frigider. Hai că vin. Te-am pupat.